Da, începem. Vă să zic că, iată, ne propunem adesea să mai facem câteva exemple și să tragem o concluzie finală. Viruna a sezizat așa, că atunci când sunt amândouă la fel, cu același semn, negative amândouă, să luăm un caz când sunt pozitive amândouă. Corect. Da? Ca a să clarificăm ideea. B egal cu, deci, a egal cu 5, B egal cu 6. 5 și B egal cu 6. A egal cu 5 și B egal cu 6. Și atunci avem modul din A plus B. Da, din A plus B este egal cu modul din 5 plus 6, așa, și este egal cu 11. Modul din 11 și face 11, 11, da? Da. Și modul din A plus modul din B este egal cu modul din 5 plus modul din 6 și tot atât, da. Este egal. Da, 5 plus 6 egal cu 11. Concluzia este că modul din A plus B, de data asta, egal cu modul din A, plus modul din B. Să luăm acum unul așa și unul așa. Că am umflat amândouă negativ și amândouă pozitive. Să meargă și Adina. A egal cu minus 3. A egal cu minus 3. B egal cu 9. B egal cu 9. Și te rog. Hai, Adinuța, vorbești? A plus modul de A plus B egal cu minus 3. Modul din? Modul de minus 3 plus 9. Da. Egal mai departe. Modul din? Modul din? Din cât? Minus 3 plus 9. Minus 2. Nu, minus 3 plus 9. Un așa, la adunare. Minus 6. De data asta modulul va lămuri, dar tu aici încă ai avut o inexactitate, n-ai voie. Că nu e așa, un așa, scădem din cel mai mare pe cel mai mic și dăm cel mai mare. Da. Da? Da. Deci facem modul din 6. Care e 6? Modul din A plus modul din B egal cu modul de minus 3 da. Plus modul de 9 egal cu modul de 3 da. Plus modul de 9. Nu, păi, modul de minus 3, 3 terminat. Da, 3. 3, nu mai punem modul 3 plus, da. Plus 9. 9, care face? Modul 12. 12. Nu mai spunem modul din 12. 12. A, da, modul de A plus modul de B este mai mare decât modul de A plus B. Mai mare, modul din A plus B. Așa copii, am sesizat următorul lucru. Că atunci când sunt de același semn, am egalitate. Când sunt de semn contrar, am inegalitate. Pe total vorbind, aș putea să reprind pe toate cazurile într-o singură exprimare. Modul de A plus modul din B, da, e mai mare sau egal. Sunt și situații când e și egal. Da. Sunt situații când e și mai mare. Prin simbolul. Din A plus B, modul din A. Deci modulul, când am pus mai mare sau egal, am prins toate cazurile patru. Corect. Mai mare sau egal decât modul din A plus B. Mm-hmm. Da? Altfel, citim inegalitatea invers, modul de A plus B e totdeauna mai mic sau egal, din partea dreaptă în partea stângă. Deci din partea asta, da? Mai mic egal decât modul din A plus modul din B. Deci e alt mod de scriere. Dar este aceeași inegalitate. Se mai numește inegalitatea triunghiulară, dragilor. Da? De la triunghi? Da, de la triunghi. Pentru că suma a două laturi e mai mare decât a treia. Acolo, când se adună cele două numere, unul e așa și unul e așa, deci suferă. Deci de aceea se mai numește inegalitatea triunghiulară. Dar rețineți-o totdeauna așa, sub forma asta. Modulul sumei mai mic egal decât suma modulilor. Modulul sumei mai mic sau egal. Și mai mic este când numele sunt diferite și aici se pierde din putere. Pe când aici, modulul, când asupra fiecărui în parte, îi anulează semnul. De aceea, aici mai pierdem, nu că nu e așa și nu e așa, și rămâne mai mic, iar dincoace este mai mare, da, partea dreaptă mai mare. Modulul sumei mai mic era decât suma modulilor, da? Vă dau acum. Să iei un exemplu, mai luăm un exemplu, da? Da, eu zic că am făcut destul.
Să regula de 3 simplu. Stai, mă. Da, da, da. Stai puțin. Dacă e o regulă de 3 simplu. Într-una din zile. Haideți să mai facem. Mai facem ceva neșeriții cu modul acolo. Ia, dacă aveți de rezolvat următoarea, să găsească mulțimea mare, format din tot acei X. Asta am vrut să-l dau. Ai, da, un exercițiu? Da. Hai, te rog. Calculați suma elementelor mulțimii A mare, egală cu X aparține lui Z. Tot acei X din Z. Z, da. Cu proprietatea. Cu proprietatea asta. Minus 2010, mai mic sau egal decât X. 10, mai mic egal decât? X. X. Și mai mic decât 2013. 2010. 2010, da, da, 2010 și 2013. 13, da. Să găsim cardinalul mulțimii acestea, da? Pui, corect. Pui, cardinal. Și s-am lucrat. Da, câte cardinal. Elemente? Cardinalul, da? 6, 7. Hai să vedem. Cardinalul A egal cu minus 20, nu, poate fi minus 20. Cum să fie 2, 3, 7, mai tot? Dar de unde șoase? Păi de la minus 2010 la 2013. Aia, am înțeles, minus 2013. Dar uitați-vă. Îs 1000? Bă, nu văd, șoapte. De unde șoapte? Păi, hai să le vedem. Care-i primul an cu care începem? Minus 2009. 2010? A, da, corect. Deci începem cu minus 2010. Apoi, următorul. Minus 2009. Minus 2009, da? 2009. Apoi. E în culo, e mai mic. Minus 2011. După aia, minus 2000. Stânga. Păi uite, mă. Dar numele de astăzi vine așa. Aici este 0. Da. Apoi minus 1. Minus 2. Da, știu asta. Minus 3. Păi dacă știi. Nu mă trec ce la sus, minus 2. Păi uite, minus 2000. 10, ăsta aici, da? Da. E mai aproape. Minus 2011 este mai în stânga. Tu te duci în stânga, că eu mă duc cu X și dincolo de 2010. Tot nu înțeles. X și de zi, nu? Păi, băi, e vorba de X și care sunt dincolo. Cu X mai mari. Pe aici îi căutăm. X și din zona asta, dincolo de 2010. Ce înseamnă? Hai să-l iau mai ușor. Ce înseamnă X-ul cuprins între minus 3 și 5? Minus 3 și 5. Dacă îți dă fie mulțimea mare, egal cu acei X cuprinși între minus 3 și 5. E la minus... Începem, minus 3. Minus 3. Și egal. Da, minus 3. Da. Minus 2. Păi minus 2. Minus 2 te duci spre 0, te duci. Minus 3, minus 2. Minus 1. Și la minus 2011 mă duc în dreapta. Spre 0. Minus 2. Deci minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Atât? 4? Că nu și 5. Că inegalitatea e strictă aici. Nu, 4.024. Deci, dragilor, câți termeni sunt aici? Păi, 4.024. Păi, uite-te, Adi, între minus 3 și 5, câți termeni am găsit aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiar. 9 chiar. 9. Dacă din 5... De fapt, 8. Și cum e minus 3, minus 2, minus 1, 0, 3, 4, 8. Sunt 8, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Dacă din 5 scazi pe minus 3, 5 minus minus 3, deci 5 minus minus 3, deci, atenție, din 5 scădem pe minus 3, adică, hai mă, lasă-mi, eu să plimbă. Problema lui. Noi aici am venit acum să înțelegem ceva, Adi. Vrem să avem câți termeni sunt. Ai zis bine. 8. Dacă din 5 scazi pe minus 3, de 2. Face minus minus 5 minus minus 3 și se face 5 plus 3, Adi. Că 5
Minus, minus 3. A, deci 5, minus, minus 3. Dar unde există asta? Face 5 plus 3. 5 plus 3, 9. Face 8. 8. Da? 5 plus 3, 8. Dacă, dacă, însă, aș fi avut și egal aici, dragilor. Dacă aș fi avut și egal... Atunci era 9. Atunci aș fi avut 9, că luam și pe 5. Da. Zicem, 8 plus 1. Dar avem și egal? Nu, am avut aici inegalitate strictă la 5, în modelul nostru. Da. Revenind de negreșitul de aici. Dar nu putem să facem 2000... 13. Să adunăm minus, minus, minus 2010. Păi bine, minus, minus. Da, și atunci 2013 plus 2010. Să facem 2013. 2013, Adi. Minus, minus capătul ăsta. Minus, minus 2010. 2010, așa, egal cu... 2013 plus 2010 egal cu... Ia să vedem. Cu 3, dacă nu știm. 3, 2, 0, 4203. 4023. Dar, dar, dar. Da. Pentru că... Atenție! Pentru că... Avem și egalitate în dreapta. Nu avem. Poate avem. Nu, în dreapta n-am dat egalitate. Da. Numai în stânga. Am zis minus 2010, mai mic sau egal decât X, mai mic decât 2013. Mai mic strict, da? Strict. Așa. 4.023 de element. Deci cardinalul mulțimii. Este 4.200. Nu uite cum se face, domnul profesor vă arată cum se face. Corect. Mai facem una din asta. Mai facem una. Normal. Acum eu vreau, dar eu vreau. A egal cu? Dau tot din carte? Nu, dau eu. Da, dați mai simplă. A egal cu mulțimea tuturor acelorși X din Z, pentru care se întâmplă să avem 5 mai mic egal decât X, mai mic, stric decât 105. Pot eu? Cine vorbește? Vino, da. Fi egal cu 105. 100 din 105. Minus 5. Minus 5. Plus 1. 901. Deci facem 100... 105 minus 5 plus 1. 100, 100, da? Da. 101 termen. 101. Așa vreți. 100 plus 1. Eu zic de așa. De ce ai zis 1 plus 1? Știu. 105 minus minus 5. Dar nu avem minus 5. Dar nu avem minus 5, că se nu ați de ce? Tocmai din cauza că am vrut să văd dacă voi sunteți atenți. Da? De data asta am luat de la 5 la 105. Da, da. Și tu te-ai grăbit să spui minus minus 5 pentru că tu erai cu ideea anterioară. Fără capătul, fără capătul, numai 100. Fără capătul. Da, eu 100. Deci, Miruna, cât... Câte elemente sunt? 100. 100, fix. Deci sunt 100 fix, da? Da. Facem 105 minus 5. Dacă aș fi zis mai mic decât... Hai să luăm un model, ca să fie clar. Dacă X-ul ar fi fost cuprins între 5 și 9, nici 9, ca să fie mai rapid. Știu, 9 minus 5, 4. 9 minus 5, 4, da? Hai să ne vedem. E vorba de 5, 6, 7, 8, 4, da? Da. Dacă însă spun 10. Și egal... 10. Doar 5, 5. Da? Dacă eu și egal, atunci vine 9 minus 5, 4 plus 1. Dacă însă am să iau inegalitatea la ambele, deși plus 1, deci nu l-am spus că l-am pus și pe 9, pentru că e mai mic sau egal. Pentru că am pus și egal. Când am pus da, și egal. Da, deci, încă o dată, în varianta în care am pus fără egal, a fost da. Până la 8. Dacă iau un alt caz în care 5 mai mic egal decât X mai mic egal decât 9, atunci mulțimea asta e formată din 5, 6, 7, 8 și 9. Da? 5, da. 6, 7, 8 și 9. Și atunci sunt 9 minus 5, 4, plus 1, că sunt capetele egale, da? Eu mă strădui să vă spun că există o șmecherie pe care vreau să fiți foarte atenți acolo. Pentru că la numere negative, faceți așa cum am spus,
scădeți din ăla mai mare pe ăla mai mic, minus minus face plus, e clar că se adună, nu? Datorită faptului că vorbim de opusul opusului. Și avem aceeași rețetă copii. Dacă inegalitatea este strictă la ambele capete, e minus 1 din cât vă dă. E minus 1. Dacă inegalitatea este la ambele cu egal, e plus 1. Dacă inegalitatea este doar la un capăt, este exact cât vă dă scăderea. Asta am vrut să vă atrag atenția. Deci sunt trei situații. 1. Deci cazuri. Hai să luăm așa, ca să vă fie limpede, limpede, să nu mai blăbâiți vreo pic. Spuneți așa, fie A mare egal cu mulțimea acelor X din Z. Cine vă spuneți? Un pic, adică da. Să clarific o idee, da? Acelor X de pentru care avem X și cuprinși între un număr A și un altul B. Nu spun cine este A și B, două numere, da? Și sunt în situația asta de strictă inegalitate. Mergem la început, da? B minus A. Atunci, cardinalul, cardinalul lui A egal cu B minus A, cum ai spus Miruna, minus 1. Minus 1. De ce? Pentru că nu iau vreun capăt. Deci, ambele capete sunt excluse, Adi. Dar dacă aveam A... Dacă luăm așa, A, A1, A2, Adi. Ce-ați scris acolo cod? Cardinal. Adică numărul elementelor. Da. Cardinalul ăia, da? Dacă iau mulțimea celor X din Z, pentru care A e mai mic egal decât X, mai mic strict decât B, sau Miruna, sau situația A3, în care mulțimea celor X care aparțin Z, pentru care A e mai mic decât X, mai mic egal decât B, ce am vrut să spun? Dacă inegalitatea e la unul din capete, atunci cardinal, în cele două situații, cardinalul lui A1, nu, lui A2, egal cu cardinalului A3, și egal cu Miruna? Și egal cu B minus A. Cu B minus A, atât. Numai B minus A. Trebuie să mai reușesc. Iar asta fac azi acum. Imediat fac asta. Acum fac pe loc. Deci, Adi, când inegalitatea e strictă la ambele capete, faptul că nu luăm, nu plecăm inclusiv cu A, inclusiv cu B, atunci B nu luăm unul din capete. Și îl facem atât. B minus A minus 1. Da? Când luăm unul din capete, înseamnă B minus A. Iar dacă am inegalitatea în ambele, deci A4 egal cu mulțimea celor X din Z, pentru care A mai mic egal decât X, mai mic egal decât B, cât va fi A de el, vreau pe A3? Egal cu? Egal cu... Atunci rezultă că cardinal lui A4 va fi egal cu A de B minus A plus... 2. Plus 1, bă. Plus 1. Ai și B minus A. B minus A a fost aici. Și B minus A plus 1, că e un capăt în plus. Păi al altul. Da? Este B minus A plus 1. B minus A plus 1. Insist, dragi. Deci când este B minus A? Pur și simplu B minus A. Când am egalitate la unul din capete. Când este B minus A minus 1? Când nu iau niciun capăt. Iar când e B minus A plus 1, când iau pe amândouă capete. Să facem niște exemple. Și facem exemple. După ce am pus partea de teorie la punct. Vă rog. Eu vreau și Mihai. Nu am mai fost. Da, imediat acum. Da. Nici eu mai fost. Să vedem cine a înțeles, cine n-a înțeles. Acum ne lămurim. Da, dar mai insist o dată. Mai insist o dată. Vreau și pentru tine. Nu se face. Nici tu n-ai înțeles, da? Între A și B, vă gândiți că niște numere, da? Cum ar fi? 3 și 103. Și dacă inegalitatea este strictă,
adică nu prindem nici stânga, nici dreapta, nu avem un egal de aici sau și nici dincolo, atunci e B minus A. Minus 1. B minus A, minus 1. Când măcar într-una îi, atunci numai B minus A, când mai scădem pe 1, că s-a adăugat 1 acela. Când egalitatea e la ambele capete, față de aici, e la ambele capete, atunci adunăm plus 1. Adunăm plus 1, că de la B minus A mai crește cu un număr. 1. Acel din capătul care se prinde, dreapta sau stânga, da? Față de partea de sus. Concret, lăsăm modelul de aici și Adi îmi răspund la următoarea chestie. Te rog să-mi spui care este, deci mulțimea a mare egal cu toți acei x din z cu proprietatea că x-ii sunt cuprinși între minus 7 și respectiv 107. Te uiți în care caz, în ce condiții te duci, în care din cazuri? Păi, 107. Deci e egalitatea la un capăt, nu? Da. Păi, avem 107 minus, minus 7. Deci 100, adică suntem în cazul cardinal, deci în cardinalul lui A, egal cu B minus B minus A. Da, B minus A, B minus A, atenție, B minus A, nici minus 1, nici plus 1. Că nici aici nu ești, nici aici nu ești. Ce este în unul din ăsta, două? B minus A. Și egal cu? 107. 107 minus? Minus 7. Minus 7. Și este egal cu? 114. 114. 107 plus 7. Și egal cu? Dar plus 1? Păi nu mai este plus 1. Nu mai este mama. În ce caz ești? Hei, hello. Da, este da, măcar da, unul din cazurile da, acestea azi, da, în care egalitatea este la un capăt. Am avea e... Și numai B minus A. Da. Hai să vedem. Eu. A1, A2, egal cu mulțimea tuturor acelor și X din Z. Pentru care... Mihai, ești arcând, da? Pentru care minus 7 e mai mic egal decât X, mai mic egal decât 107. A, asta gata, până când și eu m-am prins. Bine, cardinal, zice-mă, Mihai, cardinal. Cardinalul lui A2 este... Este care din cazuri, Mihai, te afli? Este egal cu cardinalul... 1, 2 și al treilea. Este egal cu B minus A plus 1. Deci cazul 3, da? Da. Că la ambele e egal, da? Da. Deci este egal cu B minus A plus 1. Adică 107 minus, minus 7 plus 1. Adică este egal cu 115. 115. A3 egal cu mulțimea tuturor acelor X din Z, pentru care minus 7 strict mai mic decât X, strict mai mic decât 107. Cardinalul, spunem, cardinalul. Adică elementele mulțimii, copii. Numărul de elemente. Numărul de elemente. Da? Nu, nu, nu elementele mulțimii. Numărul, elementele corect, numărul, corect. Numărul corect. Lor, câte sunt? Corect. Cardinalul lui A3 corect. Egal cu... Zi? Facem 107. În ce caz? Cardinalul A3 egal cu... Primul caz. Adică este B minus A minus 1. Foarte important. B minus A minus 1 este cât? 107 minus, minus, 100, minus 7 plus 1. 113. Nu, este minus 1. Minus 1, corect. Este 113. 113, corect. Pentru că este 107 minus minus 7, care este plus 7 minus 1. Corect. Deci faci 107 plus 7 face 114 plus 1 și face... Încă un exemplu. Da? Deci Adiu, esențial, da? Esențial a fost să rețineți acele cazuri, da? Partea teoretică, dragi doamne. După ce noi am prins firul și am înțeles din niște modele, am punctat, spunându-vă, cele trei cazuri. Corect. Cazul întâi când inegalitatea este strictă, la ambele capete,
atunci facem B minus A minus 1. Când la unul din capete e egal, înseamnă B minus A. Și când la ambele capete e egal, B minus A plus 1. Că se ia un plus 1 din capete aici. Da? Deci, iată, asta vreau să înțeles. Facem acum câte ghișițe vreți voi. Eu nu avem vreau un motiv. Da? Nu avem niciun motiv. Da. Zicem așa. Să se determine mulțimea A mare. A egal cu? Da. Eu n-am decât grele în carte. Eu vreau să calcule cu modul. Facem și de acelea, acum o să ne dea. Deci, hai să spun așa. A mare egal cu mulțimea tuturor acelor x din z, pentru care am minus 11 mai mic egal decât x, strict mai mic decât 1021, și întreb, oare cât este, care este cardinalul lui A? Câte elemente are mulțimea? Cine vorbește? Optima, din ce caste? Așa, deci, 1021, 1021. Cardinal, așa răspunde. Cardinal din A, egal cu B minus A, cu minus 1 și egal de cu... De ce minus 1? Dar nici nu aici caz ești. Nu, atâta, B minus A. Minus A, nu minus A. Tu vezi dacă noi suntem atenți. Suntem atenți, mă vezi? Minus A. B minus A. Și îi dă 1021. 1021 minus 11 și este egal cu 1021 plus 11 și egal cu 1021 și egal cu 1031 plus 11 și egal cu 1032. Așa, 32. Da, 1032. Să nu crezi și cine nu n-a înțeles. Eu n-am înțeles. Eu n-am înțeles. Deci, mulțimea a mare egal cu toți acei din Z. Pentru care? Gura. Pentru care? Modul din X este cuprins între modul din X cuprins între 5 și 105. Hai, Andrei, te bagi. Okay, eu mă bag. Eu mă bag, man. Într-o parte e strict. Eu mă bag. Atenție. Hai să luăm pe model mai mic. Nu 105.105 minus 5 egal cu 100. Se schimbă complet dacă am băgat modul. Exact. Deci modul din A mare egal cu toți acei x din Z. Atenție. Ascultați puțin. Pentru care 5 mai mic decât modul din X mai mic egal decât 105. În această situație avem o altă poveste. Miruna îmi spune că e vorba de dublare. Da. Că și pozitiv și negativ zice. Da. Andrei, să ne convingem un pic, Miruna, da? Vreau să vedem așa. Cu cei pozitivi am văzut asta, da? Deci care sunt? 100. Începem de la cine? Miruna, ar fi trebuit că la mare să pun elementele. De la cât, Miruna? De la cât începând? De la 6. De 6. Apoi 7, nu? Da, 105 inclusiv.
8 și mai departe, până la 105. Și tu ai numărat aici, fără comentarii, 100 de elemente. Sunt 100 de elemente. Elemente. De la 6 până la 105 plus 6 început, sunt 100 de elemente. Ok. Dacă însă bag modul, poate tu spui că și minus 6, adică, de ce face? Și când ar fi în loc de x minus 6, și când ar fi minus 7, că modulul anulează. Modul de minus 6 face 6. Deci trebuie să am în vedere pe minus 6, pe minus 7 și pe toți ceilalți până la 100, până la minus 105. Și a avut dreptate. Se dublează numărul lor. Da, la revedere. Se dublează. Deci 100. Deci mergi pe varianta de parcă ar fi fără 0. Da? Și totul merge șnur. Dacă însă îți dau următoarea, da, A mare, și zero, corect. Egal cu mulțimea tuturor acelor x din z pentru care se întâmplă să avem așa. Minus 1 mai mic, minus 1 mai mic decât modul din x mai mic egal cu 105. Iruna, te rog să-mi spui câte elemente are. Avem 105 minus 1 minus 1, adică 201. Avem 106 de elemente. 206. Avem 105 minus... Poți să încep cu ce elemente ai avea aici voie să lucrezi? Da, cu... am avea voie minus... cu 0... 0, ai zis bine. Deci ai, ai începe cu 0. 0. După aceea cu 105. Adică... Deci 0. 1 este bun, da? De 0, 1, 2, până la cât? La 105. La 105. Și apoi 105 minus 1 plus 1, cu 105. Avem 106. Nu, nu adică nu-i de acord. Adică, cât aș putea să pun aici, ca să fie adevărat de negativitatea asta? Am putea să punem și 105. De la 0 la 105. 106 ori 2. Negativele poți să-i pun. Da, poți să-i pun și minus 1. Și pe minus 1. Că modul din minus 1... A, și atunci ar fi acolo 105. Deci ar veni minus 1, Ade. Da. Minus 2. Minus puncte puncte, minus 105. Minus 105. Și 105 ori 2. 205. 205 elemente. Da, da. 105. 106 cu 0. Nu-l punem. Să lăsăm deoparte pe 0. 105 ori 2. Acolo tot 105, da? 110 plus 200. 210 și 1, 210. Da, 0 și pozitiv și negativ. Da, 0 singur 0. Deci sunt, în total, cardinalul mulțimea acestei, 200, cât am spus? 211. Cardinalul. Astea plac. Da? Egal cu 200... N-ai interesat. Eu da. Insistat. Vreau să vă spun că aici puteam să pun și minus 200. Minus 200. Tot același cardinal este. Da. Da. Iruna, că tot lucrai 105 minus minusul ăsta, nu mai e. Aici e de la 0, practic, să începe. Că modulul e totdeauna un număr pozitiv. Da. Dacă e un număr pozitiv, e mai mare decât minus 1 și minus 2 și minus 3, dar nu mai intră jocul acela că de parcă ar fi x simplu, când era foarte important. Scădeam din ăla pe ăsta, nu știu ce, pe minus a. Asta nu înțeles. Nu înțeles, sigur. Dar eu insist acum. Dar eu am făcut 105 ori 2 plus 1 și mi-a ieșit tot atâta mie o dată, adică... 105 ori 2 plus 1, corect, așa și trebuia. Așa e corect. 105 ori 2. 2 plus 1. Dar de ce e ori 2? Pentru că sunt imodul. Păi tu mai... Aici, Miruna, poți să fii și minus 200 aici, l-a pus. Tot atâta, tot atâta, știu. Da? Deci de ce
Că de la 1, când am pus modul, e adevărat asta. Corect. Da. Sunt 105 elemente, de la 1 încolo, 105 da. Elemente, ori 2, că se iau și alea negative, și plus 1 pentru că e 0 aici. Corect. Și 0 nu e și plus și minus. Da, atenție. Dacă ar fi fost și egal aici cu 0, cu... dacă ar fi fost și egal. Atunci era B minus. A plus 1. B minus a plus 1. Alo. Aveam B, da, B s-a pus 1. Dar uite-ți, ai ajuns. Păi, am să ajung și eu. Încă sunt la lecție, am să ajung. Da? Tu ești acolo acum. Bine, bine, bine. Bă, nu știu, pe fereșoare. Bun, salut. Ba, da. Da, am anunțat cineva că a ajuns la scupină. Și voi ajunge acolo. Îmi pare rău de Andreea că a venit. Dar măcar spune-ți, ca da. Andreea... Andreea, pa, iubita. M-a sunat acum cineva când intru în intrai. A ajuns la stupine și trebuie să ajung de urgență. Așa că nu ar vrea să te mai țin. Da. Nu mai putem face. Da? Ok. Nu te supăr. Da. Bine. Ba. La revedere. Bună zi bună. Bine ai venit, Andreea, pa, Andreea. Da. Știți că fata e care te salut? Da, da, da. Așa. Foarte interesant. Clarificăm această poveste. Asta e chiar foarte interesant. Băgat-o la cap. Clarificăm asta. Pentru că, dragilor, dacă inegalitatea este strictă, nu mai băgăm pe zero. Aici e povestea foarte tare. Deci dacă inegalitatea este strictă, nu mai băgăm pe zero. Și atunci numai rămâne dublu atât. Dacă inegalitatea e și cu egal aici, îl băgăm pe zero. Încă o poveste foarte, foarte importantă. Așa, da. Ca să clarificăm aceste lucruri. Uite. Iau așa. Se dă mulțimea A mare. Egal cu toți acei X din Z. Pentru că se întâmplă să avem inegalitatea modul din X mai mare e mai mare strict decât 0. Și mai mic egal decât 5. Mai mic e... Nu știu cum spun, băi. Hai să ne vedem. Păi de la mai mic, de la cât? 0. Păi nu 0. Nu. Aici e quanta fi. Stă de 0. E minus 1, 1. Nu mai. E minus 1, 1. Deci minus 1, 1. Minus 2, 2. Minus 3, 3. Minus 4. 4, minus 5, 5, 10, așa, nu fără. 5 numere fără, fără modul, dar fără. Deci 5 numere, parcă n-ar fi fost modulul, zicem, vreau să zicem bine, care însemna de la 1 până la 5, și dublate, pentru că le avem voie să le și pe cel negativ, dublate înseamnă 10, da? Deci cardinal de aici, cardinal lui A, egal cu 10. Dacă însă vi se dă A mare egal cu toți acei X din Z pentru care se întâmplă să avem 0 mai mic egal decât X, decât modul din X mai mic egal decât 5, atunci, atunci cardinal de A, da, egal cu 11, se ia și 0. Da. Dacă vi se dă ca A mare egal cu mulțimea celor X din Z pentru care se întâmplă să avem minus 5 mai mic egal decât modul din X, mai mic egal decât 5. Câte elemente avem acum? Cardinal de A? Aveam 5 minus 5. 13. Nu, tot 11. Da, exact, 5 plus 5 plus 1. Nu. Ba da! Ai 5! Domn profesor, știu! 5 minus minus 5! Asta zis eu, asta, asta de aici este exact ca asta de sus. Da, exact ca cea de sus. Că modul minus 5 este doar de pentru a vă distrage atenția. Da, dar în mod normal, trebuie să scriu că aceea de sus, că modulul totdeauna e mai mare decât un număr negativ. Putea zic și minus 200 aici. Tot ca asta înseamnă. Tot 11. Da? Că modulul e mai mare decât un număr pozitiv.
Da? Iar minus 5 este mai în stânga lui 0, așa? A, dar tot stric la toate, amândouă. Nu, da, am acum, și egal am. Și egal am văzut acum, egal. Gata, gata, domnule. Dar n-are nicio importanță, a fost la derută aici. Am văzut, gata. Da, de ce tot fix la fel, dacă face 5 plus 5? Păi dar uite și egal, mama. Ia uite, Mirna, Mirna. Numele pe axa, așa, înseamnă. Aici e 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Era tot plus 1. Când zic modul unui număr, înseamnă numai mărturile pozitive. Dar în modul acestea, faptul fac numai numere pozitive, sunt situate în dreapta lui 0. Deci modulul cum este totdeauna? Modul din x este mai mare egal decât 0. Deci modul din x e mai mare egal decât 0. Dar 0 e mai mare egal decât minus 1, care e mai mare egal decât minus 2, care e mai mare egal ca minus 3, care e mai mare egal ca minus 4, care e mai mare egal decât minus 100, și așa mai departe. Iar eu, că am zis mai mare egal decât minus 3, iar aici ce trebuia să oprească. Da. Că modulul e mai mare egal ca minus 4 sau minus 200, așa de la derută, exact, ca să vă scoată pe voi din exercițiu. Că voi vă întoarceți. Nu mă interesează scrisul ăsta. Că de fapt ați vrut să-mi spuneți, egal mai departe cu mulțimea tuturor acelorași x din z, pentru care 0 mai mic egal, deci tu renunți la minus 5 și pui varianta 0 mai mic egal decât modul din x, care e mai mic egal decât 5. Asta era. Că am vrut eu să folosesc în partea stângă un minor, se cheamă minor ăștia, un minor care poate fi folosit oricând de mult, dar care ascunde adevărul ăsta aici. Da, măi, da. Deci, poanta este că dacă am băgat în modul, nu mai trebuie să vă gândiți la negativ. Dacă țin modulul, are foarte mare importanță minus 5-ul de acolo. Că zice, bă, ăsta, minus ăsta, acum... Corect. Deci, asta e poanta. Da. Insist pe chestia asta și sper să clarific. Lucrul acesta, spectaculos s-a aici pus la punct. Corect. Anume, Miruna, uite, dacă spun așa, A mare, egal cu mulțimea tuturor celor și x din z, pentru care minus 7 e mai mic decât x, mai mic decât 105. Nu, mama, las, e 0 mai mic decât x, mai mic decât 105. Nu? Nu, mama, nu! Nu-i modul, nu-i modul. Atenție! Păi asta. E 105. Păi aici v-am făcut. 112. Cât? 112. 112, nu-i modul. 112. Deci 105 minus ăsta, deci vine 105 cardinal lui A egal cu 105 minus 7 minus 1. Corect. Minus 1, că nu-ți bate capete, l-am pus teorie la punct. Da? Și face cât? 112 minus 1, ori 111. Cardinalul este 111. 111, că e minus 1. Dacă, fără capete! Fără capete, Mihai! Da? Dacă dau... Hai. Dacă dau așa, A mare, egal cu mulțimea tuturor celor și din Z, pentru care minus 7 e mai mic decât cine? Decât modul din x, așa, mai mic zero, decât 105. Eu mai mic decât 105, zic eu. În condițiile astea? Este 0 mai mic decât modul de x. Deci este echivalent cu a spune că A mare egal cu modulul a tuturor celor și din Z, pentru care 0 mai mic decât 0 mai mic egal decât x. Deci 0 mai mic egal, că 0 este în zona asta. 0 mai mic egal decât modul din x, mai mic decât 105. 105 în numere 2 este 210. 210 și cu 0. Da, cu 0. Și cu 0, da? 210. Da. Deci e foarte important când pun un negativ, înseamnă că 0 e și cu egal. Deci vine 200 cardinal. Cardinalul ia egal cu
Cât am spus? 210. Și cu 0 azi. 210 plus 1. 211. 211. Haideți să clarificăm. Uite, și da, egal. Da, 105 minus 0 plus 1. 105? Da, da, gata, gata. Da? De la 1 până la 105 sunt 105, a dublat înseamnă 110. Da, da, și pe 0 în 210. 210 și cu 0? 211, da, corect. Da. Da. Copii, am jucat aici chestia asta, care mi s-a părut, dacă vreți, vârful de speculații cu modulul, când v-am atras atenția. Dacă e modul din X, atenții multe, cu 0 începem, capcană este un număr negativ, că se subînțelege 0 mai mic egal. Egal, corect. Da. Iar dacă este de la 0 începând, atunci plus avem, și dacă e strict, și dacă e strict, atunci nu-l mai luăm pe 0. Corect. Să am 105 ori 2, 210, atât, 210 și punct. Și dacă e și egal, dacă luăm și pe 0. Da. Și dacă e și egal, sau e strict cu un număr negativ, înseamnă să refer la 0 ca e și cu egal. Da, păi asta e. Asta și e. Cu egal, că dacă nu luăm plus 1... Da, 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 da. Dacă e un număr negativ, atunci e pe 0 și cu egal, să subînțelegi. Da, vedeți că a doua, domnul profesor a scris de la 0 mai mic egal decât modul de X. Deși sus era mai mic. Mare atenție, da? Deci, pentru că l-a luat negativ. De la 0. Da. 0 e subînțeles în zona asta și atunci trebuie să le iau și egal. Da. Super. Am insistat pe jocul acesta. Pentru că dacă eu, să zicem, m-aș pregăti la numere și la modul teza, pentru a mă duce la nota 10, aș veni și cu speculații de asta. Dar n-au lucrat. Ați lucrat pe modul, nu mai adunare și scădere, de un început. Da, doar am zis despre modul, dar nu ne-a așa. Da, n-au lucrat. Noi am lucrat aici la modul și am pus la punct că modulul sumei mai mic egal decât suma modulor, de acum e rețetă. Exact. Deci, rețetă, când o să treceți la modul, să lucrați cu modulul, voi o să fiți profesori. Da, o să fie o chestie pe care... Ce rămâne mâine la geometrie? Mâine la geometrie vreau să lucrați pe ceea ce am discutat data trecută. Deci, să veniți... Da. Congruența triunghiilor, bisectoare, mediatoare, înălțime, tot. Toate. Faceți problema aceea toată la un capul acela, cu dreptunghiul acela, că da. Mi-mi place că acolo avem repetiții, cu congruențe de triunghi. Da, dar ați terminat-o pe aia, că am lucrat-o domnul profesor. Am lucrat-o odată de două ori, dar să o refacem ca antrenament. Da, 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 știu. Deci, eu insist. Știu, să spun că problema aceea... Am terminat-o și ora trecută. Am terminat-o și ora trecută. Dar individual să o faceți voi. De la cap... Nu mai țin minte. Ei, nu mai simt ce zic eu, lasă că ți-ai explicit. O găsim pe internet, nu-i problemă. În incognita. Da. Și în condițiile acelea, faceți antrenament cu toate punctele, sunt 4 întrebări acolo. Și congruența triunghiilor, deci, și înălțimile. De 5 ori congruența triunghiilor. Antrenamentul acela este important, el să vadă triunghiul echilateral acolo, ce are 60 de grade, e o repetiție foarte importantă. A zis că le dă o singură problemă de geometrie, că a văzut că sunt maestrat pe geometrie, așa e? Da. Păi, și restul le dă algebra. Geometria este cu iutare, tot timpul. Dar știu că ultima problemă să fie... Eu tot cred că vă dă o problemă și cu congruența triunghiilor și bisectoare sau înălțime și combină ceva. Păi, da, asta. Combină ceva, nu vă dă una... Câtă vreme am făcut antrenamentul atâta, dacă v-ați uitat pe lecțiile făcute, când am lucrat atâtea probleme, sigur că v-ați pune la punct, v-ați încălzi și v-ați... Corect, și mai lucrăm și mâine, mai lucrăm și voi. Și sigur că luați 10. Partul finalul, mai final. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Online. Seara bună în continuare. Nu uitați de like și share.